Accident cu 4 mașini implicate în apropiere de orașul Ovidiu. O betonieră, o dubă și 2 autoturisme au fost grav avariate după ce unul dintre șoferi a pierdut controlul volanului la intrarea pe podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră și a intrat pe contrasens lovind în plin un alt automobil care circula regulamentar. O ambulanță și un echipaj smurt au ajuns în zonă și au acordat primele îngrijiri victimelor. 2 persoane au fost rănite, o femeie a suferit fracturi costale și traumatism abdominal, iar un bărbat s-a ales cu traumatisme la membrele inferioare. A intrat în papuc, l-a lovit papucul, eu ca să nu intru în papuc, ca să nu intru în papuc, nu a intrat aici. Păi și ce fac ca să nu mă ajuns apoi acolo? Păi a trecut în papuc. Dacă nu trebuie în drept, a intrat și la mine și eu. Potrivit primelor cercetări, șoferul autoturismului marca Ford a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde a lovit în plin autoturismul marca Dacia. După ce s-a izbit și de autobetonieră, mașina care a provocat accidentul a rămas suspendată pe parapetul metalic al drumului. Autoturismul marca Ford venea dinspre comuna Mihail Cogălnicianu și se îndrepta spre orașul Ovidiu. Șoferul, care se face vinovat de producerea accidentului, a refuzat testarea cu aparatul etilotest în vederea stabilirii alcoolemiei. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă dosar penal cel puțin pentru vătămare corporală din culpă.